Despre sergie, demotul din Alexandria. Partea 1 Un monah pe nume Avacum mi-a povestit următoarele. Pe când mă aflam în Tamiati, o localitate din Egipt, am găsit o carte veche și uzată. Citind-o, am aflat din ea că un monah pe nume Elpidie, pe când ședea în chilia sa, a fost muncit de diavolul începătorul răului, cu alte cuvinte, de dracul Achediei, adică al plictiselii. Întețindu-se războiul împotriva lui, a plecat de acolo și s-a dus în adâncul pustiului, în locul numit Elos, adică Mleștinos. Cum rătăcea pe acolo, a zărit un om gol înaintat cu vârsta care la vederea lui a iuțit pasul, îndeptându-se spre adâncurile pustiei. Ava Elpidie s-a ținut după el multă vreme, alergând din răsputeri, până când acela s-a oprit la rugămințile lui Elpidie pentru rugăciune. După rugăciune l-a întrebat, Cine ești, frate, și de ce ai venit aici?" Pentru ce te-ai ostenit atât? Iar Ava Elpidie a răspuns, am fost muncit de dracul Achediei. De aceea am plecat din chilia mea și am venit în pustie, spre a mă cerceta și a mă ruga iubitorului de oameni Dumnezeu să depărteze de la mine dracul acesta al Achediei, cu gândul că în același timp voi afla un rob al lui Dumnezeu care să se roage pentru mine. Și iată că Dumnezeu cel milostiv, trecând cu vederea păcatele mele, te-a trimis pe sfinția ta către mine. Mijlocește, dar, pentru mine păcătosul și, chiar dacă nu sunt vrednic, primește-mă pe mine în preajma ta. După ce părintele l-a îmbrățișat și l-a binecuvântat, îi spuse, nu este cu putință ceea ce îmi ceri. Pentru că nu ți-a fost dat ție de la Dumnezeu să rămâi cu mine. Ava Elpidie îi zise: Deci, părinte, fii milostiv mie și spunem -mi de ce ai venit aici și de cât timp și ce harismă ai primit de la Dumnezeu. Iar bătrânul răspunse plin de bunăvoință pricina și felul în care am venit aici arată neîndoielnic că fiind păcătos și voin să mă mântuiesc, Dumnezeu, iubitorul de oameni, nu m-a lăsat, ci m-a povățuit pe mine smeritul. Sunt de șaptezeci de ani aici și n-am văzut până acum chip de om. Nu cu mult timp în urmă însă m-am semețit în inima mea prin lucrarea celui ce urăște binele, gândind că am ajuns la o măsură înaltă și sunt mai presus decât toți ceilalți părinți care se nevoiau în pustie. Și prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu mi s-a insuflat gândul de a ruga să-mi facă cunoscuți și alți oameni dacă există la aceeași măsură cu mine la rugăciunile mele stăruitoare către Dumnezeu, în cea de a șaptea zi s-a făcut un glas către mine, care mi-a zis, Ești la aceeași măsură cu Sergie, de motul din Alexandria. Auzind acestea, m-am întristat nespus și mi-am zis în sine-mi, Vai ție, sărmane, pir!" Iată că de atâția ani slujești lui Dumnezeu și în atâtea nevoințe trupești și nu ai ajuns decât la măsura acestui simplu demot, care înseamnă om simplu din popor, sărac, fără educație, om fără principii și proxenet. Din plicina cugetului meu semeț, socoteam că acel glas este de la vrăjmașul și m-am arătat neîncrezător. După alte șapte zile în care m-am rugat, la fel am auzit același glas. Îndoindu-mă și acum, m-am rugat mai stăruitor alte șapte zile și am auzit din nou pentru a treia oară același glas ce am mai spus că ești la aceeași măsură cu Sergie, de motul din Alexandria. Atunci m-am gândit, dacă așa a hotărât Dumnezeu cel bun și iubitor de oameni, că nu o să mă las până nu voi afla cine este acest om și care este lucrarea lui. Deci m-am dus la Alexandria.